Căsătorie cu Dasila. De Molière. Deci ne-am înțeles. Da. Să mergi grijă de casă și totul să fie în ordine. Da. Dacă mai aduce cineva bani, da, să mă chemați imediat de la domnul Geronimo. Da. Și dacă vine cineva să-mi ceară bani, spuneți-i că nu mă întorc decât la noapte. Domnule Scalare! A, domnule Geronimo! Încotro s-a grăbit. Te întâlnesc la timp. La dumneata veneam. Cu ce scop, dacă nu te superi? Să te rog să-mi spui părerea dumitale într-o chestiune. Cu cea mai mare plăcere. În secolul nostru se găsesc foarte puțin prieteni sinceri. Asta e foarte adevărat. Așa că, domnule Geronimo, făgăduiește-mi când vei răspunde sincer. Cu ce făgăduiești? Dă-ți cuvântul de onoare. Pe cuvântul meu de prieten. Și acum spunem despre ce e vorba. Crezi că aș face bine să mă însor? Ha? Cine? Dumneata? Da, eu însumi. Ce părere ai despre asta? Mai întâi te rog să-mi spui un lucru. Ce anume? Cam ce vârstă ai putea să ai acum? Eu? Da. E, drept să spun, nu știu exact, dar știu că mă țin foarte bine. E, cum, nu știi ce vârstă ai, nici măcar așa, pe aproape? Nu, parcă te gândești vreodată la asta. Stai, ia spune-mi dacă ești bun, câți ani aveai când ne-am cunoscut noi? Păi, n-aveam decât 20 de ani pe atunci. Și cât am stat noi împreună la Roma? 8 ani, 8 ani. Și în Anglia cât timp ai stat? 7 ani. Dar în Olanda unde te-ai dus pe urmă? 5 ani, 5 ani jumătate. Și de când te-ai întors aici cât sunt? M-am dat în 56. Din 56 în 68 sunt 12 ani, mi se pare. 5 în Olanda fac 17, 7 ani în Anglia fac 24, 8 ani când am stat la Roma fac 32 și cu 20 pe care aveai când ne-am cunoscut fac exact 52 de ani. Astfel că, domnule Scalare, după propria dumitare mărturisire, te apra aproximativ în al 52-lea sau al 53-lea an de viață. Cine, eu? Nu se poate! Ei, asta-i, socoteala este exactă. Și prin urmare am să-ți spun sincer și prietenește, așa cum mi-ai cerut, că însurătoarea nu mai e de nasul dumitare. Iar eu îți repet că sunt absolut hotărât să mă căsătoresc cu fata pe care am pețit-o. Ah? În cazul ăsta e cu totul altceva. Mie nu mi-ai spus că ai și pețit-o. E o fată pe care o iubesc din toată inima. O iubești? Da. Și căsătoria trebuie să aibă loc chiar astă seară. Mi-am dat cuvântul. Nu zău. Altădată nici nu vroiam să aud însurătoare. Acum însă am motive puternice ca să fiu pentru. Era o femeie frumoasă care să mă alinte în fel și chip, să mă respecte și să mă fricționeze pe spate când sunt ostenit. În afară de fericirea asta, socotesc că rămâne mai debat în burlac, ar însemna să lasă să se stingă de pe lume neamul zgănărilor. Pe câte vreme însurându-mă... Uite, parcă mă și văd în clipa asta cu o jumătate de duzină de zganari în jurul meu. Nimic nu m-a de fi mai plăcut decât așa ceva. Și te sfătuiesc să te însori cât mai repede cu putință. Serios? Mă sfătuiești cu tot din adinsul? Fără discuție, e cel mai bun lucru pe care ai putea să-l faci. Să spun drept, sunt încântat că un prieten bun ca dumneata îmi dă un asemenea sfat. Și cine e, mă rog, persoana cu care o să te însori? Dorimena. Dorimena, tânăra aceea cochetă și frumos gătită întotdeauna. Da? Fata domnului Alcantor. Chiar ea. Și sora unui oarecare Alcides care se ocupă cu scrima. Exact. Ce părere ai? Că e o partidă foarte bună și că trebuie să te însori imediat. N-am avut dreptate când am făcut alegerea asta. Fără nicio discuție. Ce căsătorie potrivită. Grăbește-te numai să o faci cât mai repede. Cuvintele astea mă umplu de bucurie. Îți mulțumesc pentru sfat și te rog să fii invitatul meu la nuntă. Nu voi lipsi. Și o să fiu chiar mascat ca să te onorez și mai mult. Omul dumitale, te aștept. Căsătoria asta o să fie cu siguranță fericită, fiindcă toată lumea care aude de ea se bucură, se prăpădește de râs. Iată-mă deci cel mai mulțumit dintre oameni. Iată și pe iubita mea, Dorimena. Băiețaș, ține-mi prin atent
și nu mai flutura așa. A, ce frumoasă e Dorimena, ce aer, ce talie. Cred că nu există om care văzându-o să nu-l treacă fiori, e? Unde te duci, Dorimena, mititica mea frumoasă? Viitoarea și scumpă soția viitorului tău soț. Mă duc după niște cumpărături. Frumoasă mea, acum în sfârșit o să fii fericit și unul și altul. N-o să mai ai dreptul să-mi refuz nimic. O să fie a mea din tălp și până în creșteți. O să fiu stăpân pe ochișorii tăi vioi, pe nusucul tău obraznic, pe buzele tale fragede, pe urechiușele tale drăgălașe, pe sârișorii tăi rotunjori. Nu-i așa? Că și tu ești foarte mulțumită de căsătoria asta dulce, mea durdulie. Foarte mulțumită, jur, fiindcă până acum severitatea tatălui meu m-a ținut într-o sclavie dintre cele mai groaznice. Dumneata, ai venit tocmai la timp să mă salvezi. Așa că de acum înainte vreau să petrec și să mă distrez. Îmi plac vizitele, jocul de cărți, petrecerile și plimbările. Într-un cuvânt, toate plăcerile ușoare ale vieții. Și trebuie să fii foarte încântat de a avea o soție cu firea și gusturile mele. Odată căsătoriți, o să conviețuim ca doi oameni care știu cum trebuie să trăiască. Nici o bănuială nu o să ne tulbure mintea. Și va fi destul să te încredințezi de fidelitatea mea, că să fii convins, după cum și eu o să fiu convinsă de fidelitatea dumitale, nu? Da, ce ai? Ce te-ai schimbat la față? M-a apucat așa un fel de amețeală. Asta e o boală de care suferă astăzi foarte multă lume. Găsătoria noastră o să te vindece însă și de asta. Da. La revedere! Sunt grăbită să-mi cumpăr niște rochii, mai de Doamne ajută, ca să scap odată de joarsele astea. Da. Mă duc repede să termin de cumpărat tot ce îmi trebuie și o să-ți trimit negustorii cu notele de plată. Domnule Scanarel, îmi pare bine că te găsesc. M-am întâlnit cu un bijutier care, auzind că ai fi amator de un inel cu un diamant frumos, ca să-l dăruiești soției dumitale, m-a rugat să spun că are de vânzare unul din cele mai frumoase diamante din lume. Nu e chiar așa de urgent, Geronimo. Cum se poate? Ce înseamnă asta? Unde e înflăcărea aia pe care o arăta aia din aur? Vezi că de câteva clipe am început să am unele mici îndoieli în privința căsătoriei. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să mi se tălmăcească un vis pe care l-am avut azi noapte și de care abia acum mi-am adus aminte. Știi, și dinata că visele sunt ca niște oglinzi în care descoperi câteodată ceea ce trebuie să ți se întâmple. Unele și se făcea că mă aflam într-o corabie pe o mare foarte agitată și că valurile astea... Domnule Scanarel, acum am unele treburi care mă împiedică să te ascult. Eu nu mă pricep deloc la vise, cât despre căsătorie. Ai la îndemână doi învățați, doi filozofi, vecinii dumitale, Pancrațiu și Marcurius, care sunt capabili să spună tot ceea ce se poate spune asupra acestei probleme. Cum fac parte din școli filozofice diferite și au păreri diametral opuse, vei putea să judeci cât mai bine părerile fiecăruia în această chestiune. În ceea ce mă privește, eu rămân tot la ceea ce ți-am spus adineauri. Sluga dumitare. La sluga? Are dreptate. Nesiguranța și șovăiala în care mă aflu, trebuie să cer și sfatul acestor oameni. Să alerg mai întâi la Pancracius. De ce se aude? Cu cine se ceartă vestitul învățat? Asemenea probleme, șterță de aici, prietene! Ești un obraznic și un om care a trebuit luat la goană din Republica Literelor. Dar zice, nu glumă? Incult, incultissimus și un ignorant, ignorantissimus în toate cazurile și modurile cu putință.
Domnule, domnule. Vrei să te apuci să raționezi? Sau? Și nu știi nici măcar elementele rațiunii. Nici nu mă vede ce furios. Hei, domnule. Asta e o propozițiune condamnabilă pe toate tărâmurile filozofice. Cu plecăciune, domnul doctor. Bună ziua. Aș putea să... Mai bine crăp decât să recunosc ce susții și voi lupta pentru părerea mea până la ultimul strop de cerneană. Domnule Aristotel, s-ar putea ști ceva înfuriat atât de tare? Cel mai just lucru din lume. Și altceva? Un incult a îndrăznit să susție ca valabilă o propozițiune complet greșită. Ceva nemaipomenit, îngrozitor, înspăimântător. Și aș putea să întreb și eu... Care anume propozițiune? Ah, domnule Scalarel, astăzi totul e pe dos. Da. Și lumea a decăzut într-o stare de corupție generală. Da. O libertate prea mare, înspăimântătoare, domnește peste tot. Și oamenilor legii, care sunt puși special ca să mențină ordinea în țara aceasta, ar trebui să le pleznească obrazul, pentru că tolerează un scandal de neîngăduit ca cel despre care e vorba. Și care e? Spune și dumneata, nu e ceva îngrozitor, strigător la cer, să se pronunțe în mod public forma unei pălării? Poftim? Eu susțin că trebuie să se spună aspectul unei pălării și nu forma. Cu atât mai vârtos, cu cât există o diferență între formă și aspect. Forma fiind înfățișarea exterioară a corpurilor însuflețite, iar aspectul înfățișarea exterioară a corpurilor neînsuflețite. Și fiindcă pălăria este neînsuflețită, trebuie să se spună aspectul unei pălării și nici de cum forma. Da, incultule ce ești! Așa trebuie spus corect. Și sunt termenii proprii al lui Aristotel în capitolul despre calitate. Domnule doctor, nu vă mai gândiți la toate astea. Nici nu mai știu pe ce lume sunt de furie. Lăsați-o încolo și de formă și de pălărie. Am să vă comunic ceva. Lichia patentă. Vă rog, veniți-vă în fire, fiindcă eu... Incult! O, doamne, dar stați! Eu vroiam... Să-mi drăznească să-mi susțină mie o astfel de propozițiune. Da, n-are nicio dreptate. Dar eu... O propozițiune condamnată de Aristotel. Într-adevăr, totuși... În termeni categorici. Aveți dreptate. Da, domnule! Sunteți un prost nerușinat dacă îndrăzniți să discutați contra domnului Pancratius, care știe să scrie și să citească. I-am zis-o. Și acum vă rog să mă ascultați. Așa. Vă căutam ca să vă consult în privința unei chestiuni care nu-mi dă pace. Am de gând să-mi iau o nevastă. Persoana în chestie e foarte frumoasă, bine făcută, îmi place foarte mult și ea e încântată să mă ia de bărbat. Să turbesc. Mi-e teamă însă oarecum de ceea ce bănuiți și dumneavoastră, de nenorocirea pentru care nimeni nu e compătimit. Și țineam foarte mult să vă rog, în calitatea dumneavoastră de filozof, să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră în această chestiune. Decât să admit că trebuie spus forma unei pălării, mai bine recunosc că datur vacuum in rerum natura și că eu nu sunt decât un mare dobitoc. Zău, domnule doctor, mai ascultați un pic și pe alții. Vi se vorbește de un ceas și nu răspundeți deloc la ceea ce vi se spune. Te rog să mă ierți. Am motive întemeiate să fiu furios și preocupat. Nu vă mai gândiți la asta și aveți bunăvoința să mă ascultați și pe mine. Fie, ce vrei să-mi spui? Vreau să vă vorbesc despre ceva. Și ce limbă prefer să folosești ca să stai de vorbă cu mine? Ce limbă? Da. Păi vezi bine, pe asta, limba pe care am aia. Lasă-o pe aia. Păi n-o să mă duc să cer un prumut pe vecinului. Te întreb în ce limbă, adică în ce idiom, în ce limbă vorbită. Asta e altă socoteală. Vrei să-mi vorbești italienește? No. Spaniolește? No. Nemțește? No. Englezește? No. Latinește? No. Grecește? No. În ebraică? No. În asiriană? No. Turcește? No. Arabește? Nu, nu! Franțuzește! Franțuzește? Exact. Atunci treci, te rog, în partea cealaltă. Deci, fiindcă urechea din partea asta e rezervată numai pentru limbile străine și științifice. Cealaltă e pentru limba maternă. Multe mofturi mai fac și savanții ăștia. Așa. Și ce dorești dumneata? Să vă consult asupra unei mici încurcături. Asupra unei nedumeriri de natură filozofică, fără îndoială. Vă rog să mă iertați. Vrei să știi dacă substanța și accidentul sunt termeni sinonimi sau echivoci în raport cu insul? Nu, nici gândi. Dacă logica este o artă sau o știință? Nici asta. Eu dacă logica are ca obiect toate cele trei operațiuni ale spiritului sau numai pe a treia singură? Nu, nu. Dacă esența binelui este situată în apetibilitate sau în conveniență? Dacă binele se confundă cu finalitatea, dacă finalitatea poate să ne emoționeze prin ființa ei reală sau prin ființa ei intențională. Nu, nu, nu și nu! Pe toți dracii din lume, nu!
Spune ce vrei, că eu nu pot să-ți ghicesc gândul. Păi asta și vreau să spun, dar trebuie să fiu ascultat. Graiul i-a fost chestiunea pe care vreau să vă spun gândirea. Este că am poftă să mă însor cu o fată lucrurilor. Tot așa și cuvintele sunt portretele gândirii noastre. Am tot tatălui său. Dar aceste portrete sunt deosebite de alte portrete. Prin aceea că celelalte portrete sunt deosebite peste tot de originalele lor. Și cuvântul închide în el propriul său original. Având în vedere că cuvântul nu este altceva decât gândirea exprimată printr-un semn exterior, de unde se explică de ce acei care gândesc bine sunt acei care se exprimă bine? Așadar, explică-mi ce gândești prin cuvinte, căci cuvântul este cel mai ușor de înțeles din toate semnele. Păi asta și vreau să fac, dumneata, însă nu vrei să mă asculti. Te ascult, vorbește! Vreau să spun, domnule filozof... În primul rând, te rog să fii scurt. O să fiu. Să nu fii prolix. Eu, domnule... Rezumă tot ce ai de spus printr-o apoftemă cât mai laconică. Păi, tocmai că eu fără vreau... Fără niciun ocol sau vorbe cu subînțeles. Ei, lasă că te fac eu să taci și să mă ascult. Uite, bolovanul ăsta... Nu! În loc să spui limpede ce vrei să spui, îți sare țandăra. Ești mai obraznic chiar decât individul acela care a îndrăzit să susțină că trebuie spus forma unei pălării. Și o să-ți dovedesc oricând și oriunde, prin raționamente, demonstrative și convingătoare, căci prin argumente ești barbara, că dumneata nu ești și n-ai să fii niciodată altceva decât un dobitoc. În timp ce eu sunt și voi fi întotdeauna in utroque iure, marele filozof Pancratius! Luați în spătrații din lume, du-te de aici, plecarnițe, du-te mai mult în afară, plecarnițe! Fie deștepți ăștia care n-a ascultat niciodată ce le vorbesc om. Auziți-mi eu că maestrul lor Aristotel n-a fost decât un flecar. Trebuie să mă duc să-l caut amicul Pancratius. O fi mai serios și mai cu cap. Parcă ești, tătă. Ei, domnule! Ce vrei de la mine, domnule Zganare? Domnule doctor Marfurius, am venit la dumneavoastră într-o mică chestiune. Vreau să vă cer sfatul. No, domnule Zganare, schimbă, te rog, felul ăsta de a vorbi. De ce, filozofia noastră ne poruncește să nu enunțăm nicio propozițiune precisă. Să vorbim indiferent despre ce, cu nepreciziune. Lăsând totdeauna înțelesul în suspensie, de care dumneata nu trebuie să spui am venit, ci mi se pare că am venit. Mi se pare că... Da... Păi vezi bine că o să mi se și pară de vreme ce am și venit. Nu, este niciun fel de consecință și s-ar putea să ți se pară fără ca faptul să existe într-adevăr. Cum? Nu e adevărat că am venit? Nu e sigur și trebuie să ne îndoim de orice. Adică eu nu sunt acum aici și dumneavoastră nu-mi vorbiți în clipa asta? Eu am numai impresia că ești aici și numai mi se pare că ți vorbesc, dar nu e sigur deloc că... Pe dracu! Vă bate joc de mine! Sunt aici și sunteți aici, fără nicio discuție. Nu mai poate să existe niciun fel de mi se pare la mijloc. Să lăsăm, vă rog, filozofiile astea, să vorbim de ce mă doare. Am venit să vă spun că mi s-a făcut însurătoare. Nu știu nimic. Păi vă spun eu. S-ar putea să fie și așa. Fata pe care vreau să o iau e foarte tânără și foarte frumoasă. Tot ce se poate. Aș face bine sau rău să o iau de nevastă? Ori una, ori alta. Cu asta e alt cântec. Eu întreb dacă aș face bine însurându-mă cu fata pe care m-am vorbit. Depinde cum o brodești. Aș face rău? Cum s-o întâmpla? Bine, răspundeți-mi limpede, vă rog. E și intenția mea. Am o mare slăbiciune pentru fată. E posibil. Tatăl ei mi-a acordat mâna. S-ar putea. Luând-o de nevastă, mi-e teamă însă că o să fiu încornorat. Nu, e deloc exclus. Și dumneavoastră ce credeți? Nimic nu e imposibil. Și dumneavoastră ce ați face dacă ați fi în locul meu? Nu știu. Și ce mă sfătui să fac? Faci ce-ți place. Turbesc! Eu unul mă spăl pe mâini. Dracu să te ia de bătrâna iurit. O să fie ce o să se întâmple. Ticălosa furii și te învăță să vorbești ca oamenii. Ca oamenii, nu ca filozofii, câine turbat. Câteva bastone pe spinare și... Așa. Acum ți-ai luat plată pentru flecarea ta. Ești mulțumit? Cum e cu putința
asemenea necuvință. Să fiu insultat în modul ăsta. Să ai cuteza alța să bați un filozof de talia mea. Schimbă, te rog, felul ăsta de a vorbi. Trebuie să ne îndoim de orice lucru. Că... Nu trebuie să spui că te-am bătut. Ce? Și că ți se pare că te-am bătut. Ce? Mă duc să depun plângere la comisar pentru loviturile pe care le-am primit. Eu unul mă spăl pe mâini. Am urmele pe mine. S-ar putea? Dumneata mi le-ai făcut. Nu e deloc exclus. O să capăt un ordin de arestare împotriva dumitale. Nu știu nimic. O să fii condamnat de justiție. O să fie ce să se întâmple. Ți-arăt eu bătăușul. Mih, nemaipomenit! Să nu poți să scoți măcar un singur cuvânt de înțeles de la câinele ăsta de om. Ce să mă fac cu nesiguranța în care mă aflu? Cu urmările căsătoriei mele. Cred că niciodată n-a existat un om mai nehotărât ca mine. De ce? Ce zic? Vorbești așa de unul singur, cavalerule. Dar de unde au apărut țigâncile astea? Te-a părăsit drăguța, domnișorul. Hai să-ți ghicească țiganca, domnule. A, asta ar fi o idee. Vreți să-mi ghicezi viitorul? Viitorul, trecutul și prezentul. Mă, da, îți ghicim amândouă. Nu trebuie decât să ne întinzi mâna cu bănuțul în palmă și îndată îți ghicim de noroc. Uite mâinile amândouă și cu ce-aș cerut în ele. Ai un caracter frumos, domnule drag, un caracter foarte frumos. Da, da, frumos de tot caracterul unui om care o să ajungă cineva în și o să te însori curând de tot, domnule dragă, curând de tot. Și o să iei o fată frumoasă, foarte frumoasă fată o să iei. Da, o fată care are să fie plăcută și iubită de toată lumea. O fată care o să-ți umple casa de prieteni, domnule dragă. Până acum e foarte bine. Dar ia spuneți-mi, sunt amenințat cumva să... Să fiu încornorat? 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 Da, adică dacă sunt amenințat, să fiu încornorat. Ei! Nu, ei, unde plecați? Nu! Nu plecați! Nu plecați! Stai! Ei, nu plecați! Nu! Dracu, să vă ia de cor! Dracu să-l ia de scorpii. Și asta mă lasă pradă îndoielii. Trebuie să cunosc neapărat soarța căsătoriei mele. Să caut un astrolog. Astrolog. Vorbește lumea de un magician care prin știința lui grozavă te face să vezi tot ce dorești. Dar pe legea mea cred că n-am de ce să mă duc până la astrolog. Iată cine poate să-mi spună tot ce aș vrea să aflu. Dorimena. Dar cine-o fi tânărul care se ține după ea? În spatele copacului de colo aș putea să-i aud ce spun. Ia să încerc. Cum? Vorbesc serios, frumoasă Dorimena? Îți bagi joc de mine? Vorbesc foarte serios, dragul meu Licast. Te măriți de adevărat? De adevărat. Și nunta o să fie chiar astăzi seară? Chiar astăzi seară? Și poți să fii atât de fără inimă încât să uiți dragostea pe care știi că o nutresc pentru tine și cuvintele atât de pline de făgăduiel pe care mi le-ai spus? Dar n-am uitat nimic. Pentru mine ești tot cel de până acum și nu trebuie să fii deloc neliniștit. M-am mărit cu un om pe care nu-l iubesc. Cine-l iubesc? Și pe care m-am hotărât să-l iau numai pentru averea lui. Pentru averea lui? Cam mâine închide ochii. Îți garantez că până în 6 luni dă ortul popii, fără să mă rog prea mult lui Dumnezeu pentru asta. Voi fi cea mai fericită văduvă. Ce? Sloga? Tocmai de dumneata vorbeam, domnule Zganarel. Îți spuneam ce om cum se cade și generos ești și ce mult te iubesc. Dânsul e? Da, dânsul e viitorul meu soț. Domnule, dați-mi voie să vă felicit pentru căsătoria dumneavoastră și în același timp să vă pun la dispoziție cu cea mai mare plăcere modestele mele servicii. În ceea ce vă privește, domnișoară, mă bucur alături de dumneavoastră pentru fericita alegere pe care ați făcut-o.
Domnule, doresc să devenim prieteni și să alcătuim o mică societate de petreceri și vizite prietenești. Ne faceți prea multă cinste la amândoi. Dar să mergem nicăs îngrăbită. Cu zganarele o să am destul timp să stau de vorbă. Pe diseară, zganarele. Domnule, sluga. 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 În sfârșit, m-am lepuit de sfârătoare. M-a costat ceva farajă, bine că s-a terminat așa. De când să pătesc cine știe ce? Ia să fiu dibaci și să ies basma curată din încurcătură. Trebuie să-l anunț pe alcantor de hotărârea mea. Ei, domnul alcantor! O, bun venit, Cirică dragă. Sluga dumitare, domnule. Ai venit să-i dăm zor cu nunta? Iartă-mă. Te încredințez că și eu sunt tot atât de nerăbdător ca și dumneata. Am venit pentru cu totul altceva. Am dat ordin să fie totul gata pentru ceremonie. Nu-i vorba de asta. Am tocmit lăutat, bucatele sunt pregătite. Fie. Și fiica mea abia așteaptă să te primească. Dar n-am venit pentru asta. Dar pentru ce ai venit? Domnule alcantor, e adevărat că am ținut-o pe fica dumitare de nevastă și că mi-ai acordat mâna ei. E adevărat. Dar socotesc că sunt nițel cam prea bătrân pentru ea și deci nu sunt deloc ceea ce-i trebuie. Ba să mă ierți. Fica mea te găsește foarte bine și așa cum ești. Și sunt sigur că va fi foarte mulțumită cu dumneata. Nu, nici gând. Știi, am câteodată unele ciudățenii de te bagă în sperieți. Te bagă în sperieți? Nu, știi, ar avea prea mult de suferit din cauza, din cauza firii mele posace. Fica mea e plină de bunăvoință și o să vezi cât de bine o să se deprindă cu dumneata. În sfârșit, ce mai turavură? Eu unul nu te sfătuiesc să mă dai de nevastă. Glumești? Mai bine aș muri decât să-mi calc cuvântul dat. Nu-i nimic, ce-l dau eu înapoi. Nici pomeneală de așa ceva. Ți-am făgăduit fata și va fi adumitale în ciuda tuturor celor care râvnesc la ea. Domnule alcantor, îți rămân îndatorat pentru cinstea pe care mi-o faci, dar îți declar că nu mai vreau să mă însor. Cine? Dumneata? Da, eu. Și pentru care motiv, mă rog? Nu mă simt făcut pentru însurătoare. Și apoi vreau să fac și eu la fel ca tata și ca toți bărbații din neamul meu care n-au vrut să se însoare niciodată. Uite ce este. Fiecare e stăpân pe voința lui. Adevărat? Și eu nu sunt omul care să constrângă pe cineva. Bine faci. Te-ai angajat să te căsătorești cu fica mea și toate pregătirile sunt făcute. Bine. Dacă vrei să ții cuvântul înapoi, o să văd ce e de făcut și o să-ți comunic răspunsul meu cât de curând. Sluga! E un om mai de înțeles decât mi-aș fi închipuit. Credeam că o să am mai mult de furcă cu el ca să scap. Bine că m-am descotorosit de treaba asta, fiindcă aș fi făcut un pas de care aveam să mă căiesc multă vreme. Domnule Scanare! Domnule Scanare! Sluga dumneavoastră, domnule Alcidas! Abia m-am despărțit de tatăl dumitare. Tocmai, domnule, tatăl meu. Da, tatăl dumitare a și găsit mijlocul prin care. Da, domnule, tatăl meu mi-a comunicat că nu mai vreți să vă căsătoriți cu sora mea. Da, domnule, cu toată părerea de rău a trebuit. Nu, dar nu face nimic. Îmi pare foarte rău, vă asigur că aș dori. Dar nu face nimic, v-am spus. Vă rog să aveți bunăvoința să alegeți una dintre aceste două săbiuțe. Una din săbiile astea? Da, vă rog. Și ce ne fac eu cu ea? Domnule, având în vedere că refuzați să vă căsătoriți cu sora mea după ce v-ați dat cuvântul, ne-am gândit să vă adresăm o mică felicitare originală pentru acest gest. Nu te înțeleg. Alți oameni ar fi făcut scandal și s-ar fi infuriat pe dumneavoastră. Dar noi rezolvăm lucrurile acestea cu duhul blândeții. Bine. Am venit să vă spun în mod foarte politicos, domnule Zganarel, că trebuie, dacă sunteți de acord, sigur, să vă tai capul. Ce?
avangard. Sluga dumitare, dar eu n-am cap de tăiat. Bagă, te rog, felicitarea la loc în teacă. Să ne grăbim, că n-am timp de pierdut. Avangard. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Nu vrei să încrucișați spada? Nici prin gând nu-mi trece, jur. Serios? Foarte serios. Atunci să încercăm cu bastonul. Ce te-ai zis? Ce-ai zis cu baston? Sper, domnule, că n-aveți niciun motiv să vă plângeți, nu? Ați observat că am procedat în tocmai cum se cuvine. Vă călcați cuvântul pe care ni l-ați dat. Vreau să vă provoc la duel. Refuzați să vă bateți. V-am tras câteva bastoane. Totul este perfect legal. Sunteți un om prea cinstit ca să nu aprobați felul cum am procedat. Ce fel de om o mai fi și ăsta? Haideți, domnule, purtați-vă ca un om de lume fără să vă lăsați rugat. Și tot nu s-a izbrăvit? Domnul meu, dar eu nu constrâng pe nimeni. Trebuie însă să vă bateți în duel sau să vă căsătoriți cu sora mea. Domnule, da, sigur că nu pot face niciuna nici alta. Sigur? Sigur. În cazul acesta, cu permisiunea dumneavoastră, vă mai servesc câteva bastoane. Domnule, regret din suflet că sunt obligat să mă port într-o acestea cu dumneavoastră. Dar nu mă opresc deloc până nu-mi făgăduiți că ori vă bateți în duel, ori vă căsătoriți cu sora mea. Bine! Vezi, mă, știți? Mă căsătoresc! În sfârșit, domnule! Sunt încântat că ați înțeles de vorbă bună și că lucrurile se lămuresc prin bună înțelegere, pentru că vă mărturisesc. Dumneavoastră sunteți omul pe care îl stimez cel mai mult din toată lumea. Și aș fi fost nefericit dacă m-ați fi silit să vă tratez cu oarecare asprime. Tată! Surioară, dragă, prieteni! Domnul Zganarel este omul cel mai amabil din lume. A ținut să lămurească cu deosebită bunăvoință toate neînțelegerile dintre noi. Și nunta poate avea loc de-ndată! Domnule Zganarel, iată mâna fiicei mele. Dă-o și dumneata padumii tale. Lăudat fie Domnul! Iată-mă scutit de orice răspundere, fiindcă de acum colo purtarea ei rămâne numai în grija dumitale. Să ne veselim cu tot. Sigur. O să ne veselim cu toți, sigur. Na pe spinarea mea. Căsătorie cu Dasila. Comedie de Molière. Traducere de Tudor Mușatescu. Adaptare radiofonică de Margareta Bărbuță. Distribuția a fost următoarea: Zganarel, Marin Moraru. Geronimo, Mircea Balaban. Dorimena, Adela Mărculescu. Pancratius, Dem Rădulescu. Marfurius, Octavian Cotescu. Alcantor, Constantin Florescu. Alcidas, Valentin Plătăreanu. Licast, Gheorghe Crișmaru.